Medicii nu i-au dat decât 3 zile de trăit. Doctora mă sfătuise să merg să o dau afară, dar n-am vrut. A suferit 16 operații la picior, dar fără reușită. Nu respira, ugușa sângele pe nas și pe gură, s-a născut tumoarea aceea pe cap. Medicii au rupt picioarele cu forcepsul. Mi-au terminat-o la picioare. Din cauza anesteziei nu vor să săriște. Creierul este învelit într-o poșniță de sânge. Nu-i dă voie la dezvoltare și trebuie îndepărtat. Nu poate să meargă, nu prea vorbește cum trebuie. Are și autism, are retard în dezvoltare. E foarte greu. Tatăl ne-a părăsit că el nu dorește copil bolnav să meargă. Asta îmi doresc cel mai mult. Operația a fost 80.000 de euro. Mă numesc Marco Nicoleta Claudia. Am o fetiță în vârstă de 11 ani care este foarte bolnavă, are o tumoare pe creier și piciorul șudifor din naștere. S-a născut tumoarea aceea pe cap și medicii au rupt picioarele cu forcepsul. Eram programată pentru cezariană și n-au vrut să-mi facă pentru că n-am avut să le plătesc suma care mi-au cerut-o de 500 de euro și mi-au terminat-o la picioare. Am umblat prin mai mulți medici. Aici nu se poate face absolut nimic. M-au trimis în Turcia. Am spus că operația costă 80.000 de euro. Din păcate, eu nu am acum decât 900 de lei ajutorul, care nu mi-ajung mai deloc. Tratamentul fetei costă, crize nu mai îmi face, este mai bine cu capul. La picior trebuie operată momentan. Din cauza anesteziei nu vor să săriște aici. Deci aia este foarte periculoasă pentru ea, mai ales care problemele care le are. Practic creierul este învelit într-o poșniță de sânge și el nu-i dă voie la dezvoltare și trebuie îndepărtat. Momentan face puncții la cap, într-un incubator o bagă, puncțiile se plătesc 500 de euro mereu, lună de lună. 500 de euro? Da. Puncțiile au rolul de stopează creșterea tumorii și se simte mai binișor. N-a mai gușit tot sângele pe nas și pe gură, este mai bine. O radiază, săraca, dar ce să-i fac? Pentru binele ei, că fata vedeți, e bine. Atâta doar că nu poate să meargă, nu prea vorbește cum trebuie. Vorbește, dar nu poate să lege cuvintele. Are și autism, are retard în dezvoltare, e foarte greu. Cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul oamenilor, putem ajunge în Turcia ca să-i facă un remene. Mi-au spus că trebuie să merg acolo și o să stăm cam maxim o lună. Și acolo necesită spitalizarea, pamper și mâncarea, vă dați seama. E greu, mai ales că locuim și cu chirie, mă descurc foarte greu. Ce fel de tumoră are? Are tumoră malignă, care se operează. Când e descoperit-o? De când era nenăscută, la 5 luni, la ultimul control. Doctora mă sfătuise să merg să o dau afară, dar n-am vrut. Pentru că am zis, Dumnezeu e mare și vedem. Da. Cum era când s-a născut? Medicii nu i-au dat decât 3 zile de trăit din cauza tumorii pe cap. S-a născut cu nota 1 la naștere și din tratamente, din ce i-au făcut ei acolo cu laptele meu și-a revenit, pur și simplu. Am fost prin medici, am stat vreo 2 luni în spital, cu greu mi-au dat acasă drumul. Pentru că nu respira, obușa sângele pe nas și pe gură, m-am chinuit foarte mult. După ce am ieșit din spital, la fel, timp de vreo 2 ani și ceva, la câte 2 săptămâni, salvarea era la noi. Totul ne-a părăsit, pentru că a văzut că este greu și nici n-a vrut să facă testul paternal, că el nu dorește copil bolnav, ne-a lăsat. Am stat în centru maternal cu fata, că n-am nici părinți, nu mă ajută nimeni, sunt singur. A plecat, nici nu a vrut măcar să ne ajute financiar. L-am rugat să ne ajute cu pampă și când eram în centru maternal, a venit cu 2 pâini și cu un cozonac și atâta. Și a vorbit foarte urât. S-a îndepărtat de noi, nici măcar nu mai știu pe unde e. Dumnezeu este mare și știe ce are de făcut cu noi. Am ținut-o lângă mine. Pentru că e un suflet nevinovat și merită să trăiască așa bolnăvioară cum e. Lupt pentru ea, Dumnezeu o să o facă bine, să meargă. Asta îmi doresc cel mai mult.
A suferit 16 operații la picior, dar fără reușită. Nu a reușit, de aceea ne-au și trimis în Turcia. Te iubesc! Și mami te iubește, e enorm de mult. Nu poate să țină cana, de aceea i-am luat și biberon. De la încheieturi scapă. Daria s-a născut cu o tumoră pe creier, ceea ce nu-i dă voie să se dezvolte și nu-i dă voie să vorbească așa cum ar trebui. De asemenea, s-a născut cu o malformație la picior și nu poate să meargă decât în scaunul cu rotile. Este crescută doar de mamă, pentru că, din păcate, tatăl a părăsit-o atunci când a văzut-o în ce situație se află. De atunci, nu mai ajută absolut deloc. Iar asociația noastră o ajută de mai bine de un an de zile, cu tot ceea ce înseamnă Pampers pentru Daria și șervețele umide. Pentru că, din păcate, chiar dacă are 11 ani, Daria, din cauza bolii, încă folosește Pampers. Toți cei care doriți să o ajutați, vă rog din toată inima să o faceți în mod direct și personal, aici în Constanța, acasă, la Daria. Sunteți lângă școala? Lângă școala 39, la numărul 0756-586-190 și vă mulțumim frumos! Iar cei care nu sunteți din zonă și doriți să o ajutați, prin asociația noastră faceți o donație pentru Daria și cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să cumpărăm șervețele umede și Pampers de care are nevoie. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia. Domnul să vă dăruiască în surtii și mulțumim, mulțumim, așa.